Bun, bună seara. Haideți să vă aduc un ritual astă seară pentru ca să vă vină bani repede. Deci cine are nevoie de bani rapid, acest ritual puteți să-l faceți marțea sau vinerea și să fie în lună în creștere. Dar dacă aveți nevoie rapidă de bani, să-l faceți într-o zi de vineri sau marți, nu contează ce lună este. Deci lună în creștere, lună în scădere, mai bine să fie lună în creștere, da? Haideți să vă explic de ce aveți nevoie. Aveți nevoie de două lumânări verzi. Da? Vedeți? Verzi. Da? Două lumânări verzi. Aveți nevoie de coaja de la o portocală. Da? Aveți nevoie de un pahar sau în ce vreți dumneavoastră să țineți acest ritual? De să-l ascundeți după aceea, da? Să nu lăsați să-l vadă nimeni pentru că lumea este invidioasă. Și trebuie să credeți foarte mult în acest ritual, pentru că funcționează. Aveți nevoie de miere cu rozmarin. Dacă nu aveți miere cu rozmarin, puneți miere și apoi puneți rozmarinul deasupra. O să vă arăt imediat. Și aveți nevoie de un magnet. Da? De un magnet. Magnet normal. Eu vi-l arăt așa ca să vedeți. Da? Un magnet. Ce faceți dumneavoastră? Puneți magnetul prima dată înăuntru, da? Magnet. Magnet, magnet. Puneți orez. Orice fel de orez. Da? Orez. Orezul este pentru ce? Pentru bani și pentru prosperitate. Asta se poate face și pentru servici, pentru să vând casa mai repede, să primesc banii care îi aștept, să vină foarte mulți bani la mine, să vină repede banii, nu doar să nu lipsească banii din casă, da? Dar să vină mulți și repede, da? Ce faceți dumneavoastră? Spuneți așa. Să vină și să nu plece banii, da? Să vină și să nu plece. Luați monede de circulație, da? Câte vreți dumneavoastră. Eu, să fiți generoasă, da? Eu pun aici câteva monede. Una este de alte, nu contează, sunt de circulație. Da? Puneți monede. În orez, da? Mai pun un pic de orez peste și spuneți așa. Așa, să vină să nu plece. Așa vreau eu și așa este. Spui, da, Doamne, dă-mi multă fericire, noroc, mulți bani, banii să vină întotdeauna la mine, da? Da? Așa, să vină întotdeauna la mine banii. Banilor întotdeauna mă veți însoți pentru că sunteți prietenii mei și veniți de peste tot la mine. Și veți fi ai mei toată viața, da? Așa ziceți dumneavoastră. Apoi, eu o să-l fac pentru mine, borcanul acesta. Nu este borcan, este pahar, mă scuzați. Pun miere normală de albină, da? Deasupra. Dacă aveți miere de rozmarin, este și mai bun. Să acopere, vedeți? Să acopere orezul, da? Și banii. Să veniți la mine și să fiți numai ai mei. Sunt atât de fericită pentru că banii vin la mine. Da? Și sunt ai mei toată viața, vin în cantități nenumărate, da? În continuu vin banii la mine. În continuu, din toate sursele, da? Și este adevărat. Nu veniți și îmi spuneți că banii nu contează, pentru că dacă dumneavoastră credeți așa, universul aude și nu vă dă nimic. Bine? Eu pe aici nu prea am loc să pun să de. Dar dumneavoastră să puneți, da, coș de portocală. Eu pun doar câteva. Dacă aveți un pahar mai mare, să faceți într-un pahar mai mare, nu contează. Bun. Puneți așa. Și așa lăsați acest pahar undeva, să nu-l vadă nimeni într-un dulap, pentru că oamenii sunt foarte invidioși.
Îl faceți într-o marți sau într-o vinere și spuneți ce vă învăț eu. Așa, spuneți să vină, să nu plece, banii niciodată, așa vreau eu și așa este. Bun? Banilor întotdeauna mă veți însoți pentru că sunteți prietenii mei. Veniți de peste tot la mine și veți fi ai mei toată viața și sunteți ai mei toată viața. Și voi, eu vă iubesc pe voi și voi mă iubiți pe mine. Și veniți la mine în continuu. Bun, cam atât. Vă mulțumesc și sper să vă folosească. Bun. Am uitat să pun rozmarin, da? Am zis că mirea trebuie să fie cu rozmarin. Punem rozmarin pentru că rozmarinul este pentru bani, da? Pentru tot ce există, pentru bani, pentru prosperitate, pentru că toate dorințele mele să se împlinească, tot ce doresc eu și serviciul pe care îl doresc să-l am, să vină la mine și eu să fiu foarte prosperă și să am foarte mulți bani și să mi se împlinească toate dorințele pentru abundență să vină în viața mea. Da? Mă scuzați că am uitat asta și vă mulțumesc!